Vă salut, dragi prieteni, bine ați revenit în voliera mea. Astăzi o să facem un video în care o să vă prezint câteva perechi de voltați indieni și o să-i punem în pereche pentru matca de 2017. Avem aici prima pereche formată dintr-un mascul ce vi-l prezentam în filmulețele anterioare. Un mascul de 2016, un mascul ce cântărește 710 grame și o femelă la fel de frumoasă, care cântărește 505 grame. Aceasta ar fi prima pereche ce o să vă prezint. Prima pereche ce o să punem în boxă, l-am perecheat. Eu cred că o să ne dea niște pui frumoși. Să încercăm așa să ne apropiem mai mult. Să vă prezint masculul și femela. Deci, aceasta ar fi prima pereche. O să facem videouri în continuare, să vedem ce pui vom obține din această pereche. Dar eu zic că vom obține niște pui foarte frumoși. Așa, să putem filma mai cât mai aproape. Cât mai aproape de ei. Deci aceasta ar fi prima pereche pe care vă prezint. Astăzi o să vă prezint trei perechi ce le vom pune în boxă la împerecheat. O să punem pe pauză să mergem să luăm cea de-a doua pereche. Vă salut, am adus și cea de-a doua pereche pe care vrem să o formăm. Nici nu cred că va fi greu, pentru că așa cum v-am prezentat, eu le-am dat drumul la femele să stea împreună cu masculii. Ia uitați ce coadă faină are această femeie. E o femelă de 2015. Dar care mie mi-este foarte dragă. Și masculul. Masculul e un roșu recesiv. Pe care vi-l aduceți aminte din prezentarea masculilor. Și aici cred că vom obține pui interesanți ca și culoare. Uitați așa masculul. Aici avem femela. Ia să încercăm să-i lăsăm puțin, să vedem dacă se și... Aceasta ar fi cea de-a doua pereche. O să mergem să luăm și cea de-a treia pereche. Dar am zis să vă... Asta ar fi cea de-a doua pereche.
să mergem să luăm cea de-a treia pereche. Și avem și cea de-a treia pereche. Aici avem o femelă roșu recesiv, un mascul galben recesiv. O să vedeți ce pui fain o să avem de la această pereche. Ia uitați-i. Și cred că mai ok se vede așa. Aici ar fi cea de-a treia pereche. Ia uitați-le. Ce mascul frumos avem. Ce femelă frumoasă. Acestea ar fi primele trei perechi la voltații indieni. O să venim cu un video în care o să le prezentăm și celelalte 7 perechi. Dar până data viitoare eu vă salut, vă urez toate cele bune. Și nu uitați dacă v-a plăcut, filmulețul, dacă v-a plăcut porumbei, să dați un like, un share. Până data viitoare, eu vă salut!